Am vorbit cam mult. Arătai bine în materia asta. Da, mulțumesc frumos. Da, și mie ați înțeles ideea, ideea, da? Foarte mult. Nu neapărat, dar frumos materia. Păi dacă nu ești atent, Valentin. Era foarte frumoasă domnișoara. Îți explic. Bine. Ok. Mergem mai departe. Avem cu ce să ne îmbrăcăm, avem de să mergem mai mult sau mai puțin, trebuie să vedem ce mâncăm sau ce nu mâncăm. Salate, de ce nu salate? Cred că dacă v-aș fi întrebat ce mâncați vara, doamnelor, ăsta ar fi fost răspunsul. Mai vrea să știi ce ți-aș răspunde eu. Nu, tu neapărat, excludem. Nu vă întreb, vă spun doar că e ok dacă puneți alături și niște carne albă. Ai citit materialul Biancăi? Sigur. Să înțeleg, desigur. Oricum, acesta este și sfatul nutriționiștilor. Vara ne schimbăm alimentația, ținem diete, ceea ce este foarte bine, dar cu condiția să ținem cont de niște reguli clare. Și asta pentru că unele cure de slăbire pot fi periculoase, mai ales dacă muncești toată ziua și brusc decizi să nu-i mai dai organismului un anume tip de produs. Haideți să vedem. Ce consumați mai mult în această perioadă? Fructe, legume... Dieta anume e diferită față de cea din sezonul rece? Da, e diferită, evident. Nu poți să mănânci carne, spre exemplu. Înghețată. Și altceva? Suc rece, limonadă, pepene verde. Organismul nostru este direct dependent de factorii de mediu. În momentul în care temperatura crește, în momentul în care deja a venit vara și este extrem de cald afară, organismul nostru resimte asta și automat vom observa că senzația de foame scade. Așa că e cel mai bine să ne ascultăm corpul, pentru că uneori știe mai bine de ce are nevoie. În perioada asta vom încerca să alegem mai frecvent în farfurie alimentele care conțin mai puține grăsimi. De asemenea, este esențial să ne hidratăm corespunzător, astfel încât să ne putem regla mai ușor metabolismul. Însă, chiar dacă nu ne mai este atât de foame ca în sezonul rece, tot avem nevoie de cele trei mese principale ale zilei și nici prin cap să nu vă treacă să uitați de micul dejun. Atâta vreme cât reușim să plecăm dimineața cu un mic dejun ușor, care poate să conțină, să zicem, un iaurt semidegresat, poate să conțină cereale integrale, sau optăm pentru un mic dejun ceva mai consistent atunci când avem și activitate fizică de făcut. Nutriționiștii sunt fermi și în privința prânzului. Este bine să adaptăm alimentele de pe parcursul zilei, mai ales într-un anotimp extrem de călduros, cum este vara, să nu sărim peste masa principală. Prânzul trebuie compus din brânzeturi degresate, carne albă, legume fierte sau pe grătar. Puteți încerca să eliminați proteinele de origine animală, dar numai în condițiile în care nu aveți o activitate fizică intensă. Cât costă o masă pe zi vara? Depinde în funcție de ce mănânc în fiecare zi. O salată ar fi undeva la 20 de lei. Mănânci diferit vara față de sezonul rece? Da, încerc să mănânc vara mai mult salate, fructe. Atenție însă la dietele de pe internet, mai ales la cele bazate pe consumul de fructe. Atunci când folosim fructe excesiv într-o anumită dietă cu scopul de a pierde kilograme, vom observa că o perioadă putem slăbi ușor, putem pierde kilograme, să zicem o săptămână, două, cântarul se mișcă în direcția potrivită, însă problema este că genul acesta de dietă, fiind o dietă dezechilibrată, nu poate fi menținută pe termen lung. Iar dacă nu aveți deja un program de mișcare și îngrijire corporală, e momentul să începeți unul. Nu veți reuși să arătați bine doar cu ajutorul alimentației.